Voi aici stați fix lângă Andronic? Da, ca să fim aproape de Andreea. Oh. Da, doar că Andreea nu prea e aproape de voi. Te doare? Da. Da. Normal că o doare, de ce o întreb asta? Chiar foarte rău. Nu știu dacă pot să merg la muncă așa. Hai, lasă asta acum. Încearcă mai bine să-ți amintești cine a dat peste tine pe scări. Chiar nu știu. Nu mi-amintesc clar. Știu doar că mă grăbeam foarte tare și m-am ciocnit de cineva. A fost un accident stupid. Am avut ghinion. Da, ghinion. Alo, Laura? Ce faci? Te-ai mai gândit la noi? Băi, deci ți-am zis că nu mai vreau. Simt că mai merit o șansă. Nu. Dar ce s-a întâmplat? Nu merge atât de bine între noi. Ne-a văzut lumea și vorbește că aici nimeni nu are altceva de făcut. Ok, înțeleg. E doar vina mea. Tot eu pot să o repar. Dar zi, te-ai mai gândit la noi? Îți dai seama că da. Când ești de la serviciu, că vreau să iau o cameră de 5 stele. Tu meriți tu cei mai buni. Cred că ne cam grăbim. Pe bune, știi că te vreau. Eu zic că mai avem timp și oricum am treabă. Și dacă reușesc să te conving? Dorin, nu merg la niciun hotel. Nu sunt genul ăla de femeie. Ce faci, tata? Bine, voi? Ce-o fi cu el? Eu fi la mințile vreo prezentatoare. Ce? Nu mai mie să mi se zică de-astea? Nici în glumă să nu mai spui așa ceva. Tu stai seama că mama e în stare să pună o bombă în televiziune? Tu crezi că mama iubește așa mult pe tata? Așa, așa. Mai șterge-o și tu de praf. E bine. O șterg, doamna Marta, o șterg, dar dacă nu merge nimeni cu ea, degeaba. Nu contează. Asta a fost mașina lui Angel. Ce om extraordinar, ce minte briliantă. Am auzit? Toți dansau cum cânta el. Îi avea la degetul mic. Înainte să moară, mi-a spus: Zeițo? Așa îmi zicea el mie. Să nu vinzi mașina. Că dacă o să ți se facă dor de mine, te mai plimbi și tu cu ea. Doamna Marta, dacă mă dă șeful afară, mă luați să fiu șoferul dumneavoastră? Te iau. Te iau. Sunteți un înger, să știți. Nicule! Cine-o pe doți? Ce faci, mă, Nicule? Mă, ți-ai băut mințile iar? Păi, tu ce cauți, bă, în curte la oamenii ăștia? Și voiam să stau și eu într-un loc liniștit, ca să nu mă frece nimeni la melodie. Mai ales nevastă mea care vorbește ca o moară hotărăzită. Vrei ceva? Te văd aici, tu crezi că eu beau așa, ca ultima găină după șanț? Ei, lasă că beau eu ca ultimul cocoș de pe șanț. Hai, du-te, că mi-ai tulburat minte. Ai, dă capul tău, dă bețiv. Ai plecat? Bețivule. Ce faci, mă, că am cântat de mi-a venit rău? Ai găsit ceva? Încă nu, văd că mai stau. Băi, ești bun. Mi-a plăcut. Ești bun. Ce nu face omul pentru o litră de vodka? Berea asta e pistol cu apă. Bă, dar ce cauți, mă, la ăștia în casă? Nu știu, Nicule, nu știu nici eu. Merg pe intuiție. Mitul ăsta mi se pare foarte suspect. Tot timpul speriat când vorbește cu mine, nu știu, parcă are ceva de ascuns. Ce să ascundă, mă, amărâtul ăsta?
Nu știu, Nicule, că nu știu. Poate dacă n-am pelit-o pe nevastă și-a urcat-o în pod. Hai, mă, dai vodka aia. Da, mă, o dau, ți-am zis că o dau, o dau. Băi, da, o dai. Nicule, am zis că o dau. Uite acolo, ține de șase. Deci, eu tot nu înțeleg. Păi am ajuns la muncă, voiam să mă duc în platou și urcam scările și când am ajuns sus, s-a deschis o ușă. Cred că era un curier, nu știu, avea niște cutii. Și nu vedea pe unde merge și s-a ciocnit de mine. Și eu m-am dezechilibrat și am simțit o durere atât. Putea să fie mult mai rău. Da, eu mă mir că ai pățit doar atât. Mersi. Am și niște vânătăi pe umăr. Bă, dar acum trebuie să ceri despăgubiri? De ce? Pentru ce să ceri despăgubire? Păi cum pentru ce? Nu s-a întâmplat la o gradă la Andronic ăsta? Hai, mă, mamă. Dar chiar trebuie să-i spun și lui Paul. Hai, lasă că mă duc eu să-i zic. Vei și tu cu mine? Cred că te descurci și singură. Eu rămân aici. Mm. Da. Pa, mă, mico. Să fii cu ochii pe ei, da? Alo! Da, acum nu știu dacă Adela și-a rupt piciorul sau și l-a luxat, cum spune Andreea. Da, mă rog, oricum ar fi, tot e nasol. Da. Stai seama. Și am sunat-o imediat pe Tania și am întrebat-o ce s-a întâmplat și a zis că a căzut pe scări. Dar nu înțeleg, cum? A fost neatentă sau la ce se gândea? Sau la cine se gândea? Ce faceți, fetelor? Hă? Uite, bine. Vorbeam despre Adela, care a căzut pe scări la televiziune și a rupt piciorul, știați? Oh, la nu mai poate tragedie. Ia uite-mă cum plâng. Nu trimite Paul cu elicopterul la Viena? Exagerezi. Dar acum, pe bune, n-ar trebui să mergem să o vedem, să întrebăm de sănătate. În calitate de ce? Are dreptate, Livia. În calitate de aproape familie, până la urmă, nu? Vrem, nu vrem, ăsta e adevărul. Uh-huh. Da, de vecină. Aproape chiriașă, fără bani. Haide, că Adela pare fată bună. Mm. Ce artist neînțeles. Nu-mi place. În birou la Papagal, ești nebună? Da, mă, lasă că nu vine azi. E la Adela. De ce? Păi, dar tu degeaba lucrezi aici? Tu nu știi că prosobanca a căzut pe scări și că și-a rupt piciorul? Nu. Mă rog, e o ocazie excelentă să atași din nou. Să o sensibilizezi la Gorazon. Băi, dar hai să nu facem mișto de chestiile astea. E nasol. Și eu am avut stângul rupt de două ori și dreptul de patru ori. A? Sau invers? Mă, că nici mai țin. Te duci, iei flori și mergi la ea, da? Și pui genunchiul în pământ, o mângâi frumos pe piciorul la rupt ca să vadă Metitica dacă ți-e milă de ea. Băi, hai mă, gata, lasă glumele astea. Ai plecat că n-am timp de pierdut. Bine, plec. N-am să luți înainte? Bărbații ăștia, mereu aveți nevoie voi de ceva. Angeluța! Angeluța! Tată! Fata lui tată! Liniștește-te, că fata mă fac lui... bine! Dar cum s-a? Cum s-a? Tu l-ai, domne, sfinte, domne, acum ești handicapată. Hai, mă, tată! Da, oare o să-ți revii? Dar normal! Oare o să poți să mergi? Normal că o să merg! Și ne facem noi, Adeluța? Ce facem noi, Adeluța? Ce facem noi, fata lui tată? Ai prindă, nu mai jeli atâta, nu mai jeli, ce e moartă? Uite, e moartă? Nu e moartă. E doar cu capul în nori. Femeie. Da? Ce nu caști ochii? Femeie. I-am zis. Femeie fără inimă. Fără inimă, dar cu curierul la ea. Acum mi-e și rușine de domnul Andronic. Cum mă mai duc eu la muncă așa? Lasă că o să înțeleagă. Important este să faci bine. Că Dumnezeu e bun și mare. Și o să-ți dea sănătate. Da, 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 nu bagă în traiță. Ce zâmbet frumos ai. Topești și gheața când îl bagi la înaintare. Hai încă o dată și fii naturală, fii tu. Vai, vai, vai. Dar pe cine văd aici? Cum s-a eliberat un loc, cum hop și tu.
Îți pare rău? Mie? Eu am deja un loc aici. Să vedem tu dacă treci testul. Da, dacă se implică papa, îl treci, sigur. De ce mă enervezi tu fix înainte de probă? Ca să te călesc, dragă. Vezi tu, televiziunea nu este ușoară, mai ales când intri în direct. Trebuie să ai sânge în instalație. Oh, dar vorbești că la noi în Mahara, fetiță. Ce vrei să spui cu asta? Nimic, ziceam și eu. Da? Mm? Păi vezi ce spui, că la ce dicție ai nu prea se înțelege. Spală-te în urechi. N-o băga în seamă, e geloasă și atât. Doamne, fată, ce frumos e aici. A? Fată, dar tu trăiești într-un paradis, nu alta. Fătica, dar și ce-a fost pe sufletul meu? De unde icoana Michii să vază cum se trăiește pe picior mare? S-a dus la mașină, căci care niște comenzi să le facă de acolo, de mașină. Auzi, dar mai bine că a plecat, că știi ceva? Vreau să-mi spui eu ție ceva, să nu mă auză ea, fii atentă. Ia. Fată, zilele trecute, l-am văzut la voi în curte, era ăsta, Nicu Bețivu, ăsta al lui Michii, era acolo, la voi. Fată, eu nu înțeleg ce misterie cu casa aia, de trage toată lumea acolo ca muștele la miere. Floricu, te credeam, fată deșteaptă, te uiți în gura la toți alcoolicii. Doamne, fată, dar ce frumos e! De când mama m-a făcut, eu așa ceva n-am văzut. Auzi, fii atentă. Aici poate să vie mitul să-ți facă de-alea serenăzi, știi? Aia cu cucu și pupăza. Când te aude vecinii, cum te exprimi. Dar cum mă exprimi, fată? Păi așa vorbește redușii. E, cu pielea pe tine, fată, ți-a dat ăștia dita mai viloaia, nu mă minte la căpățâna aia nu ți-a dat. Hai, du-mă la măltoacă. Antela. Hei! Ce cauți aici? Azi avem meniu italian. Vitello tonnato, pizza și Adi. De când am aflat... Umblă bezmetic pe străzi și curește salzavat. Băi, Adela. Păi, Adi, pierzi timpul. Băi, să mor eu dacă... Să mor eu dacă n-ai nevoie de o cură de aer. Lasă florile pe masă. Dacă le-au eu. Și după ce te răcorești, te gândești cu ce te întorci la Butiman. Adela. Sunt foarte obosită și chiar nu mai am puterea să-ți răspund. Lasă-mă. Bine. Mă să iau o gură de aer. Dacă vrei, îl expediez eu. Lasă-l, că o să pleci singur la un moment dat. Să ne vadă. Nu-mi pasă. Ți-am spus că-s măritată, ce ai? Ce să fac dacă nu mă pot abține? Țin că uite la mama, n-am vorbit așa. Hm? Mi-a fost dor de... Eu nu glumesc. Nu așa ne-am înțeles.
nu te-ai schimbat deloc. Ce norocos ai soțul tău. Să nu mai veniți pe asta acolo, da? Îți mulțumesc că ai venit. Nu știam pe cine să sun. Și după 23 de ani de pușcărie, nu mă mai știe nimeni. Sau poate a vrut să uite un criminal ca mine. Poate toată trebuie să-mi faci o mică favoare. Pentru tine orice, Delia. Dar numai o fată, o idiotă care mă calcă pe nervi. Ce vrei să fac? Nu-mi e grav, doar să speri un pic. Cred că am încurcat fetele. Pe bune. I-am rupt fetele la piciorul degeaba. Mă rog, o să-i trag. Așa scria în presă că e fata lui. Da, știu, e sorsă, e complicat să-ți explic acum, dar nu e fata lui. Am văzut după ce mi-a zis Marta. La care nu ți-am dat voie să te duci. Nu trebuie să-ți mai fie frică de ea. Nu se mai poate pune între noi doi. Care noi doi? Sunt măritată, am doi copii, despre ce vorbești aici? Eu nu cred că e timpul pierdut. Nu faci asta, te rog, nu faci asta. Într-o zi, cred că o să vrei să mă săruți tu pe mine. Lasă prostiile astea. Acum știi care e fata lui. Treci la treabă. Bine, da? Și dacă ai nevoie de orice, poți să ne spui. Mulțumesc mult. Pantof cu toc, de-astea. Pantof. Da, unul singur. Bine, hai, mergeți voi. Vin și eu în două minute. Okay. Sunteți foarte drăguți. Pa, pa. Pa, pa. Mă simt și prost că se face atâta vâlvă în jurul meu. Nu-ți place să fii în centrul atenției, a? Ăsta e domeniul Andrei. Eu ți-am mai zis că seamănă cu mine, nu? Uf, uf, uf. Am fost foarte îngrijorat când am auzit de accidentul ăsta. Nu-i norocit. Stai liniștit. Trece. Trece, trece. Sigur că trece. Dar ești sora Andrei, nu? Sau, mă rog, chiar dacă nu ai o legătură de sânge cu mine, ești de-a noastră, adică faci parte din familie, nu? Nu vii așa la pachet cu Andreea într-o cutie. Într-adevăr că tu ești un om bun, atent. Chiar îmi face plăcere că ești în preajma noastră. Nu face să plâng. Aoleo, n-am vrut asta. Vreau să zâmbești, uite așa. Zâmbește că stă bine. Chiar mi-aduce aminte de cineva foarte, foarte drag. Zâmbești de fiecare dată când o să vă văd, o să zâmbesc. Așa să faci, da? Ai emoții pentru mâine? Eu? Emoții? M-ai cunoscut? Ai dreptate, dar ar fi toate așa cu tupeu? Urci eu imediat. Ok. Da. Alo, dar greu mai răspunzi. Hai mă, lasă textele, zici ce ai aflat. Nimic. Cum mă nimic? A adus-o de la spital, a cărat-o în brațe. Nu știu, mă, jur. Au păstrat distanța socială între ei. Dar ghici cine a intrat în ilegalitate? Cine? Boșorovul ăla de Dorin. Mai să sară pe Laura. Asta proastă stătea. Ne-am făcut și poză, trebuie să-ți trimit. Bă, tu vrei să vomit? Nu mă, lasă-mă face că ești inutil. Eu sunt convinsă că e ceva între Mihai și Adela. Să vede la o poștă. Da, mai lasă-i în pace, bă, ăștia și gândește-te la noi doi. Bă, sărul mea cade pe scări și tu te lovești la cap? Ce jica în mașină, să moară Bibi.
în chef de tine. Haide, măi, prințesă. Vreau să te văd. Eu nu. Serios, vreau să vorbim despre noi. Bă, dar tu ești bătut în cap. Care noi, mă? Care noi? Că noi nu există. Să știi că m-am prins că i-ai pus gând rău lui Mihai. Așa și? Cum și, Andreea? Și eu? Și tu ce? Adi, tu nu existi. Ești o distracție și atât. O distracție? Serios? Asta e între noi doi? Distracție? Oh, nu, nu, iartă-mă. A fost o distracție. Andreea, eu sunt serios. Te iubesc. Ce, mă? Da. Serios. Te iubesc. Știu că nu mă crezi, dar... De ce? Nu am o prințesă. Dar cum aș putea să nu te iubesc? Pentru că ești frumoasă. Așa. Ești deșteaptă. Așa. Știi ce vrei? Așa. Ești frumoasă. Asta ai mai zis. Bogată. Da. Și? Mai bine. Și bună, rău. Vorbi cu hândrălăul ăla, a? Păi ce să vorbesc? Așa. Am întrebat și eu, ca un tată, ce are de gând cu fata mea? Cu fetele? Mai zică. Băi, bremnițule, păi tu n-ai văzut că e amândouă în limbă după el? E, amândouă. Păi el o iubește pe Adela. Iubește pe Adela? Dar el e bun pentru Andreea. Andreea? Andreea peste tot Andreea. Nu mai satură Dumnezeu. Păi, permitule, dacă Andreea e fata mea, e fata noastră, permitule, și ea îl vrea pe Mihai. Nu trebuie să o ajutăm. Eu pe Andreea nu mai ajut cu nimic. Îi ajunge cât i-a luat Adelei. Gata! Mitule? Mitule? Mitule, atâta vreau să te întreb. Ăsta e ultimul tău cuvânt, da? Fii atent, aceea. Să știi de ce n-are ursul coadă, da? Uite, de-aia. Ce urs? Ce coadă? Nu țâcă! Hai la culcare! Ești toată noapte? Nu. M-am dus acasă, m-am schimbat și m-am întors. Trebuia să te odihnești puțin. Mă odihnesc mai bine când sunt lângă tine. Neața! Am dat drumul la vizite, deja? Neața. Neața.
Noi... Eu am venit să o salut pe Adela, dar, din păcate, trebuie să plec. Cam treabă. Păi, mai muncește și tu. Toată ziua numai pe aici. A venit rezultatul testului ADN. Mă duc să-l ridic. Așa repede? Paul i-a rugat să se grăbească. Dar ce, nu te bucur că scap mai repede? Ba da, îți dai seama că da. Pa. Pa. O să fie în sfârșit un Andronic. Terminat cu prințesa de Butimanu. Până aici a fost. Ce-i rea, măi, mamă, mă? De ce-i rea? Nu sunt rea, măi, mamă, mă! Sunt realistă. Azi se rupe lanțul de iubire dintre domnul Paul și Fisa. Și o să plângă toată viața ei de acum înainte. Bună, de unde știi de vorbești așa? Am fost la ea să o întreb ce poartă la proba de mâine și a bușit-o plânsul. Că nu mai dă proba. Că a venit testul. Ba o să dea probă mâine. Nu se știe dacă o să fie mâine. De ce? Iată, o să fie oficial și legal fata lui șeful, tu înțelegi? Poate că nu. Deoarece ea se simte cu musca pe căciulă. Nu știi să bați? O să vă dau de gol. Și pe tine și pe maică-ta, două hoațe. Da. Dar nu vrei să mă împuști tu direct și să mă termin definitiv? Eu cu tine și cu maică-ta am avut o înțelegere. Și v-am dat bani pentru asta. Aolo. Dar du-te și spune-i lui tăticu că n-ai vrut să fac testul, că te zboară direct în lac. O să-i spun tot. Așa, și? Mm-hmm. Oricum, faptul e consumat. Mihai, o să vină azi cu testul. Delia, eu sunt fata lui Paul și să neam cu tine fie că tu vrei, fie că de ce a luat maică-ta banii atunci? Păi dacă i-ai dat, ce mai proastă să nu ia? Mătușico, înainte să te frece pe tine problemele mele, mai bine ți-ai rezolvat tu bărbatul. Poftim. Păi, dacă era ceva de capul tău, nu mai umbla după altele. Ce, te interesează? Da, mă interesează. Vezi că sunt mai multe. Hai, tată, și tu. Hai că nu-i vorba de sorta, dar sunt zile pe lumea asta când poate să ni se schimbe viața. Ce să mi se schimbe mie? Păi nu știu. Nu știi tu, nu știu nici eu ce să mai... Uite, eu așa ca un... nevrednic ce sunt, n-am avut curajul să... Ai avut curajul, tată. Să mă crești, să ai încredere în mine. Cât am fost eu în stare. E lucru mare, tată. Nu ți-am lăsat să te duci la școală și asta? Ai, tată, lasă asta. Nu știe nimeni că o să vină pandemia. Și lumea n-a mai trecut prin așa ceva de foarte mult timp. Adevărat. Dar tot nu vrei să vii să fim acolo cu sorta? Hai, o veni și testul. Nu? Acum, eu cred că tu vrei să fii acolo. Acolo e locul tău. Știi ceva, tată? Hai să mergem.
Să ne bucurăm împreună pentru Andreea. În sfârșit s-a făcut dreptate. Așa e. O să se facă dreptate. Hai. Chiar să lipsească o zi întreagă de înregistrare? Adică nu înțeleg. Păi eu ce să zic? Păi ar trebui să vorbești cu superiorul tău, să investigheze puțin, să verifice toate camerele de supraveghere. Dar nu e normal. Până la urmă, cineva clar l-a șters. Dar cine? Și de ce? Păi acces la server ai tu și lista asta de oameni. Yes. Șeful Pazei, șeful cine e? Paul, nu? Da. Ok. Delia, doamna Marta, Delia. Păi da, pentru că e coacționar. Și doamna Marta are acces? Da, dar nu ea, n-a fost pe aici de la ziua trustului. Dar ieri ne-a vizitat doamna Delia. Când a fost Delia pe aici? Da. Nu știu de ce, așa, pur și simplu, fără să aibă vreo treabă. Asta e interesant. Da. Mai mult decât interesant. Ce faci? Iar te-ai apucat de băutură? Deci eu m-am lăsat. Ți-ai răspuns. Și eu care credeam că te simți vinovat. Față de mine însumi. Și față de mine, nu? Absolut deloc, baby. Și dacă ți-a spune că am dovada că o înghesuiai pe aia prin boscheți? A spune că bați câmpii cu serios? Grație. Serios? Și atunci aș să ce e? Un trucaj? Nu, n-a spune că e, dar nu e ce e. Atunci ce e? Ce e? Da, spune ce tu e ce e! Spune tu! Ce-mi ți-e rușine? E de vârsta fiicătii. Așa și? Cum și? De la cine e mizeriile astea? De la Andreea. Aha. Brusc, acum ai încredere în Andreea. Nu spuneai tu că e o intrigantă și pusă pe ceartă? Jos se joacă soarta familiei tale și ție stă în gât o fată de la Butimanu. Delia, te mai recunosc. Să pleci din casa asta. Vai de mine că m-a luat palpitațiile. Dacă... Mi s-a uscat și cerul, bă, da, mai taci odată, femeie, că m-a scos din minți. Hai, bea niște apă, bea niște apă, plin, când îmi zbâgnește aceea mie. Paul, deschide odată plicul ăla, nu vezi că moare lumea aici. Da, gata, te rog. Ce zici? Acum, imediat. Stai, cum mă uit eu, stai, 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 stai. Nu ții, dă testul.